Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Clipul de astăzi este unul cu diverse cumpărături din Kaufland. Am cheltuit 351,65 de bănuți în Kaufland. Am cumpărat destul de multe chestii, dar să știți că n-am luat carne pentru că mai aveam ceva în congelator și probabil data viitoare o să iau carne pentru că am fost și undeva pe seară. Adică acum este 9:30 când filmez eu. Gândiți-vă că am fost cam pe la 8 fără un pic am ajuns în Kaufland și vă dați seama că multe chestii nu prea mai erau în magazin. Am luat cât am considerat eu că e ok, legume, fructe nu prea am găsit, mă rog, e de înțeles pentru că este seară și n-am găsit nici carne, era foarte puțină, mă rog, carne, că nu-i ca și cum eu consum foarte multă carne. O altă ambulanță, bineînțeles, găsisem doar, adică eu consum doar piept de pui, cotlet de porc și carne tocată și mai aveam piept de pui acasă și am zis că nu mă mai complic pentru că oricum săptămâna care vine nu fac foarte multe, stați să vă dau puțin mai jos, nu fac foarte multă, adică nu fac mâncare care să conțină carne, cred, sau ba da, fac ceva, mi-am asta aminte acum. O să vă zic și meniul de săptămâna viitoare după ce trece ambulanța sau ce-o fi. Așa. Săptămâna viitoare am în plan să fac mac and cheese, adică sunt acele paste cu brânză cheddar. Am în plan să fac, mă rog, să mâncăm roșii cu telemea. Voi face și niște vinete. Pe vineri am în plan o ciorbă de legume. Și mai am într-o zi încă ceva, dar nu mai știu ce, sinceră să fiu. Am uitat. A, pui cu smântână și cu ciuperci. Toate chestiile astea le voi face pentru seară, pentru că atunci suntem acasă și atunci mâncăm împreună, iar eu la prânz poate mănânc, nu știu, ceva ce mai găsesc prin casă. De multe ori îmi rămâne mâncare, de exemplu, dacă fac astăzi mac and cheese, îmi fac o porție, fac două porții de fapt cât mâncăm noi seara, o porție cât să ia iubitul meu a doua zi la birou și o porție pe care să o mănânc eu la prânz. Deci, practic, am patru porții fac în așa fel încât să am și eu să mănânc la prânz, ca să nu mă mai duc în bucătărie și să gătesc, pentru că e atât de cald și nu m-ar ajuta deloc să gătesc în bucătărie că aș leșina de cald. Ok, pe lângă asta, lumina este destul de proastă, n-am mai instalat ring light-ul, pentru că, mă rog, n-am mai instalat lămpile alea foarte mari, pentru că nu mă duc să le mai aduc din partea cealaltă, pentru că oricum este 9:30 și vreau să filmez și să duc repede ce mai am de dus în frigider și în congelator. Lumina este de la bec, na, nu e ea uniformă, nu e ea chiar ok, dar sper să mă vedeți cât de cât decent. Hai să începem în primul rând cu trei produse pe care le am pe lângă mine și în primul rând am setul ăsta cu două Lenor, care este cu Vanilla Orchid și Golden Amber. Acestea sunt, au fost vreo 35 de lei. Am luat și un Pepsi. Iubitul meu l-a luat și mai am aici hârtie igienică. Astea sunt pe lângă și hai să intrăm în pungi. Am luat în primul rând baking paper din asta, cum se cheamă, sunt foi din acestea, mă rog, nu sunt foi, e un sul din acela mare cu hârtie de copt. A fost vreo 5 lei și ceva și am luat-o pe asta că mi s-a părut mai ieftină. Sincer să fiu, am văzut hârtie de copt și la 12 lei și să mă ierte Dumnezeu, nu știu de ce aș dea 12 lei pe o hârtie de copt, că oricum o folosesc o dată, adică de cele mai multe ori o rup, o pun acolo și na, se murdărește, logic nu mai pot folosi încă o dată. L-am găsit din astea foarte, foarte micuțe de la Barilla, așa că am luat din astea de la Kaufland, sper să fie bune. Mă rog, nu știu, sunt marcă proprie Kaufland. Inițial voiam din acelea de la Barilla, dar când l-am găsit, mă mulțumesc cu ce am găsit. Am mai luat un salam bănățean, ca să mai avem weekendul ăsta să mâncăm poate un sandwich sau, mă rog, nu știu, ceva de genul acesta, e repede și lejer. Am mai luat o pâine din aceasta albă pentru sandwich, o să o tai în două felii, pentru că e foarte mare, nu pot să fac un sandwich atât de mare, dar sper să fie gustoasă. E de la Frontera și văd că e pâine albă cum aia, a fost vreo 5 lei și are 500 de grame. Mi-am luat și cafea, am vrut să mai schimb puțin sortimentul și am luat flat white de data asta. Sunt 16 capsule și a fost vreo 25 de lei, nu 15, bat câmpii. Aici am luat o bucățică de telemea care am fost 13 lei și am vreo 356 de grame, cât mâncăm noi odată. Așa, am luat niște bomboane din astea cu whisky, cu Irish whisky
Erau vreo 9 lei, dar nu știu, astăzi când am fost la cumpărături aveai 50% reducere la tot ce înseamnă dulciurile marcă proprie Kaufland, așa că am dat vreo 4 lei și un pic. Afară a început și să plouă, minunat. Vreau să desfac și să văd cum arată și să le și gust, bineînțeles, de ce nu. Sper să fie bune. Mă rog, bine că n-am dat preț întreg. Nu, le-am luat cu preț întreg. Așa arată. Hai să luăm una. Foarte bune sunt bombonelile astea, chiar mi-au plăcut. Mai departe am luat și un ulei, nu mai aveam deloc în casă, adică eu consum un ulei, cred că în 2-3 luni de zile. Era, s-a dus iubitul meu în Kaufland să scoată bani, pentru că la ieșirea de la casele de marcat ai și unde stau, unde îți scoți bani. Doamne, de ce s-au toate sunetele? Jur că nu mai pot. Și gândiți-vă că aici n-am niciun geam deschis, este tocmai la bucătărie și, na, tot se aude. Și, cum vă ziceam, lângă bancomat era un aparat din ăla de unde dacă îți puneai buletinul, primeai o din asta, este o bere fără alcool cu mango și fructul pasiunii. Interesantă, deci practic asta a fost gratis. Și-a luat iubitul meu din astea, cornflakes cu miere sau ceva. Mie nu-mi plac pulge așa de porumb în cereale, se moaie mult prea de și nu-mi plac. Tot el și-a luat și zozole, nu știu dacă știți zozole, dar când eram eu mică cel puțin, eram niște bomboane la magazinul școlii, cred că costa 10 bani bombonica și din aceea care pocnește în gură, mie nu mi-au plăcut, nu îmi plăceau, dar mai cumpăram așa din când în când, când voiam ceva dulce de la magazin și care să nu coste foarte mult, că vă dați seama că la vârsta aceea nu prea aveai bani de buzunar sau mie îmi dădea pachet de acasă cel puțin și oricum de la magazinul școlii nici nu prea aveam chestii de cumpărat. Am mai luat și o Milka cu cremă de zmeură. A, niște roșii care sper că nu s-au făcut nașpa. Am luat câteva din astea pentru că mi se par mult mai gustoase față de roșiile acelea mari care efectiv n-au niciun gust, de aceea le-am luat pe astea. Am luat și un set de ustensile de bucătărie. Sunt mai multe palete. Vreau să arunc ce am în bucătărie. Și văd că sunt destul de interesante. Nici nu pot să le desfac, dar sunt 4. Ia să vedem. Aici cred că am o poză. Vedeți? 4 sunt. Așa. Au fost 6 lei de aia. Le-am cumpărat. Le-au redus și am zis că oricum vreau să le schimb pe alea din bucătărie și numai bine le-am prins. Am luat și un pachetel din ăsta cu praf de copt. Iubitul meu și-a luat și un pombăr din ăsta. Aici mai am niște 2 cepe. Atâta reușesc să prind și eu care să arate cât de cât ok. Era să-mi dau un ochi. Un ardei din acesta. Capia. Am luat și niște ciuperci. Erau 7 lei, dar când le-am scanat, au intrat cu 50% reducere, deci practic am dat vreo 3 lei și ceva pe ele. Da. Nu știu, mă uitam să văd câte gramaj, ce gramaj au, dar... A, 500 de grame. Sunt ok. Așa, am luat și un porumb. O din asta cu zahăr vanilat. N-am un plan să fac nimic dulce, dar îmi place să le am în casă, pentru că nu se știe când vreau să fac ceva dulce și mă ajută. Am luat și 3 esențe din acestea de vanilie. Un cașcaval din ăsta, iubitul meu, a luat emmentaler. Eu sunt sigură că el n-a văzut că a cumpărat emmentaler, că lui nu-i place ăsta, dar dacă nu-i atent. Așa, am mai luat eu un cheddar din ăsta ca să pun la mac and cheese. Și mai am aici un pepenaș. Acesta este pepenașul. Opa, sper doar să-l fi nimerit bun. Pentru că am fost, era 2 lei 40 kg în Kaufland și săptămâna trecută, zilele trecute, acum vreo 2 zile, am fost până în piață și am dat pe 1 kg de pepene 6 lei și am luat un pepene de 5 kg și am dat 30 de lei și gândiți-vă că din 5 kg de pepene, cât îi dai cu așa, rămâi cu 2 kg, cred că, deci foarte puțin. Dar da, asta este. Eu acum o să pun toate cumpărăturile astea înapoi, ca să nu fie ușor să mă deplasez cu ele la bucătărie. Și să nu fac să mă chinui extrem de mult cu toate. Măcar dacă nu le bag pe toate, să le bag pe astea care sunt mai greu de dus până în bucătărie. Astea care sunt mai micuțe, adică. Și hai să trecem în următoarea pungă. Aici am multe chestii din astea de casă, de curățenie. Haideți că vă arăt. În primul rând am un vanish din ăsta, Oxy Action. Ăsta scrie că este pentru haine colorate. Era singura variantă din
din Kaufland. Eu folosesc genul acesta de Vanish, numai că nu cred că e ăsta, ceea ce am eu acasă. Super. Sper să totuși să mă înșel și să fie ăsta, dar nu cred că e ăsta. Am Rivex-ul ăsta pe care nu l-am cumpărat. Eu l-am luat din mașină de la iubitul meu pentru că el ștergea geamurile la mașină cu ăsta și el a zis că nu-i place și am zis că dă-mi-l mie casă, că e ok pentru casă. Nu știu ce îi se părea lui că nu șterge bine, dar mă rog. Am mai luat un din ăsta de spăla vase de la Medix Max Power cu măr. Da, un de ăsta de vase, nimic interesant. Chestii în acestea de pus la vasul de toaletă. A luat iubitul meu de la Areon, un de ăsta de parfumat în casă, practic. Ia să-l agit înainte de a-l folosi și are aici un... Cred că așa se face, nu? Nu știu cum. Așa? Ah, gata, am reușit. Care miroase foarte frumos, este cu Summer Dream, se numește, îmi place super, super mult, chiar miroase bine, a fost vreo 18 lei ăsta. Am mai luat un white toilet cleaner, ceva de, pentru toaletă. Săpun, am luat săpun lichid sensitiv cu glicerină, l-am luat pe ăsta pentru că m-am gândit că e cu glicerină și sigur este bun pentru mâini ca să nu mi se mai asprească. Saci de gunoi de la Fino, i-am luat pe ăștia pentru că au tortize. Vai, da, ce frumos miroase ăsta de cameră, super. Așa, am mai luat și un Colgate sau o pastă de dinți Colgate, mai corect spus. Așa, aici am luat niște vinete congelate, sunt 450 de grame și le-am luat pe astea pentru că am zis că n-am chef să mai stau să le coc în cuptor, că eu oricum pe aragaz nu le pun pentru că prăștii miros în toată casa, toată scara blocului și de aceea am zis să le pun în cuptor și le fac, dar acum am să le încerc și pe astea. Mi se pare totuși că am mai încercat o dată vinetele alea, dar nu sunt sigură. Am luat o de asta cu brocole și una cu, cum se cheamă, conopidă. Totuși tind să cred că mai aveam un congelator, dar oricum brocoli găsesc foarte rar în Kaufland și am zis că dacă tot l-am găsit să-l iau. Am mai luat și eu din asta de cartofi prăjiți. I-am luat pentru că, mă rog, mai sunt momente în care n-am timp să gătesc și pun repede niște ardoși la cuptor din aia și voi de cu ce mai fac și e ok. Am mai luat și un lapte din ăsta, Zuzu, pentru lapte cu cereale sau pentru, dacă mai am eu chef, să-mi fac ice coffee. Aici avem și o smântână cu 12% grăsime. Eu iau doar cu 12% grăsime și doar din asta, marca proprie Kaufland, mi se pare destul de bună la gust, adică n-am avut probleme. Am mai luat și niște roșii din astea pasate, tot marca proprie Kaufland, și astea mi se pare destul de bune și sunt și ok pe ingrediente. Am luat o cremă din asta cu unt pentru mac and cheese. Sau nu, am luat pentru, ori pentru mac and cheese, ori pentru pui cu smântână și am mai luat-o și pe asta tot așa, să văd eu cum le folosesc. Iar ultimul lucru sunt aceste ouă pe care le-am luat pentru gătit, că noi nu mai mâncăm ouă din comerț de foarte mult timp pentru că am găsit unul roșu și mi s-a scârbit și nu mai vreau să mănânc așa ceva. Asta au fost și cumpărăturile. V-am spus și ce vreau să gătesc cu ele la început. Și cam asta este și clipul. Am luat multe chestii de casă pentru că ați văzut că nu mai aveam. Mai trebuia să iau de ro, numai că nu am găsit. Aveau doar Ariel și atât. Și voiam un bonus sau Tide sau orice. Și da, astea sunt și cumpărăturile. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Noi ne revedem la următorul clip. V-am pupat, pa, pa!